Ca și protopop, sunteți oarecum mulțumit de activitatea preoților din arealul pe care dumneavoastră îl conduceți? Sunt preoți jertfelnici. Omul de multe ori vede partea aceasta fastuoasă a preoției, slujbe frumoase, și așa e bine ca slujbele să fie frumoase. Când este vorba de o ceremonie din aceasta civilă, sigur, toate sunt puse la punct. Cu atât mai mult când este vorba să îl slujești pe Dumnezeu. Dar este și partea aceasta de mucenicie a preotului. Și mai ales în parohiile mici, sărăcite de tineri, nici turda nu o duce prea bine. Pentru că, privind la nivel de statistici, botezurile sunt din ce în ce mai puține și aici, în oraș. Magnetul este Clujul, sigur, cetatea spre care se îndreaptă orice tânăr. Preoții din parohiile acestea misionare sunt preoți care îl slujesc pe Dumnezeu cu atâta dragoste. Și dacă ar fi să vedeți, să stați o zi cu un preot și să vedeți cum își rânduiește ziua, dacă ați avea un gând negativ față de misiunea lui, acesta s-ar schimba. Da, sunt preoți jertfelnici, preoți care își fac datoria. Și acum o spun despre alții, n-aș avea dreptul să spun despre mine. Hristos ne spune că toate trebuie să le îmbrăcăm în haina smereniei, adică când vom face un lucru bun, să spunem în felul următor: slugă nevrednică, ceea ce mi-a fost rânduit să fac, aceea am făcut, nimic nu am pus de la mine. Sunt preoți foarte buni. Și trebuie să-i căutați, să-i găsiți. Chiar vă îndemn să mergeți și spre parohiile acestea micuțe, misionare, să vedeți cu câtă dragoste îl slujesc pe Dumnezeu acești preoți. Shooting stars above the city.